Între 6 și 8 februarie vă așteptăm la Șureanu. Sărbările zăpezii au ajuns la cea de-a patra ediție. Concursuri de ski și snowmobil, distracție cu ping și pong, coborâre cu torțe, foc de tabără, focuri de artificii, concerte muzicale, toate acestea la Sărbările zăpezii, 6-8 februarie la domeniul schiabil Șureanu. Fantastic. Dragi telespectatori, bun găsit! Vă spun la un interviu pe care îl realizăm astăzi cu domnul Daniel Sabău despre domeniul schiabil Șureanu. Domnule Daniel Sabău, în primul rând, bună ziua! Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre unul din cele mai frumoase și importante domenii schiabile din țara noastră. Mă bucură ceea ce dumneavoastră ați specificat acum, domnule Drăgușin, pentru că aceasta este realitatea. Domeniul schiabil Șureanu este cel mai deosebit, cel mai frumos și cel mai incredibil domeniu schiabil din România. Nu, în primul rând, pentru că este la noi, acasă, este în județul Alba. Noi ne-am adus contribuția pentru a arăta așa și normal că atunci când crești un copil și îl vezi mare, frumos și sănătos, este normal să te bucuri de el. Domnule Daniel Sabău, s-a constatat cu ochiul liber că în anul trecut, dar și în acest an, fluxul de turiști de la domeniul schiabil Șureanu a crescut considerabil. Vedem că sunt foarte mulți cei care îl descoperă sau cei care revin cu plăcere ca să se bucure de ceea ce are de oferit acest domeniu schiabil. Care sunt factorii care au favorizat această creștere foarte mare a numărului de turiști la Șureanu? Da, cred că aveți dreptate. Acest sezon se poate observa un aflux mare de turiști și dacă ați fost atent un pic în parcările domeniului, găsiți numere la automobile din Tulcea, din Constanța, din Galați. Sigur, clienții noștri tradiționali pe care am avut și până acum, mă refer în special la Clujeni și la Timișoreni, pentru că ei sunt cei mai mulți, dar afluxul de turiști este cu mult mai mare decât în anii trecuți. Dacă luăm în considerare chiar și numărul parcărilor pe care le-am făcut suplimentar în toamnă și uite, sunt deja necorespunzătoare ca număr acum pentru că nu ne mai ajung, eu aș considera că succesul acestei chestiuni, în primul rând, este generat de zăpada mare pe care o avem în zonă, spre deosebire de celelalte domenii schiabile din țară, pentru că uite, imediat după sărbători, după ce a venit acel val de căldură, în Poiana Brașov nu mai găsești decât noroi, la Clăbucet nu mai găsești decât urme de zăpadă. S-a adeverit faptul, v-am mai spus eu și cu altă ocazie, că domeniul schiabil Șureanu, fiind cu o orientare deosebită, în acea căldare, să spun așa, orientată către nord, zăpada este bine protejată, nu este atât de bătută de vânt și, după cum bine știți, rămâne până luna mai zăpada pe zona respectivă. Deci, în primul rând, eu cred că turiștii și iubitorii de schi și de sporturi de iarnă caută o zăpadă pură, caută zone mai virgine, caută ineditul. Ei, pe domeniul schiabil Șureanu găsești ineditul. Deci, cred că de aici pleacă toată chestiunea. Pormă, sigur, eforturile noastre întotdeauna de a-i primi bine, starea pârtilor, organizarea, hotelierii din zonă, pe care e foarte bine să-i menționăm, cu serviciile pe care le oferă și cu calitatea hotelelor, deci a serviciilor pe care le au acolo, toate la un loc, eu cred că au contribuit la acest succes. Dacă luăm în considerare faptul că județul Alba avea o stațiune la Rieșeni, de care se vorbește atâta timp și, din păcate, rămâne în urmă și uite, un loc pentru care nu mulți dintre responsabilii zonei noastre mai mult au vorbit, dar n-au făcut nimic. Uite că această zonă se dezvoltă. Este o zonă în plin avânt al investitorilor și din toate punctele de vedere succesul va fi al nostru în viitor. Deja se vede acest lucru. Totodată am constatat că în acest an ați venit cu lucruri noi pentru turiști. Adică cei care vin la domeniul schiabil Șureanu văd o dezvoltare. Lucruri noi în așa fel încât să fie atrași și mai mulți să vină aici. Ce s-a schimbat la Șureanu?
În principiu, an de an se schimbă câte ceva. Vă spun de la început că efortul financiar este mare, consistent. România trece printr-o perioadă de grea cumpănă financiară, de criză financiară, să zic. E foarte greu să acumulezi un beneficiu și să-l investești în ceva. Dar an de an noi am reușit pe domeniul schiabil șureanu să aducem un plus de valoare, plus în servicii, plus de imagine, deci, ca rezultat. În această toamnă ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să investim și să facem ceva pentru copii. Deci am montat acel teleschi pentru copii și am putut organiza în jurul lui atât pârtile, cât și școala de schi Bulgărașul. Ne folosim de acești colegi ai noștri pentru serviciul respectiv. Este deliciu copiilor, a părinților care se bucură de rezultatele acestor copii. Sunt bine protejați, după cum ați observat, delimitați cu garduri de protecție, deci nu sunt într-un pericol de accidentare acolo, sunt departe de... Sunt asigurate toate condițiile normale, schiori, da. Deci, în primul rând, cu asta ne-am lăudat noi, dacă ar fi să punctăm așa principala investiție, faptul că pe domeniul nostru copiii se pot simți bine. Totodată menționați că domeniul schiabil șureanu este într-o zonă mai sălbatică, pentru că și acest aspect îi atrage pe mulți turiști, sălbăticia. Și cu siguranță, ca orice investitor, vă confruntați și cu dificultăți în gestionarea acestui domeniu schiabil. Care ar fi principalele dificultăți pe care le aveți? Ei, dacă vi le-aș spune acum, nu știu ce ar crede telespectatorii dumneavoastră. Greutăți sunt întotdeauna, la fiecare pas. Însă atunci când investești, nu e în calcul neapărat greutățile, ci perspectiva de viitor. Și eliminarea lor, bineînțeles. Dacă ar fi să pomenesc totuși una din greutățile cu care ne confruntăm acolo, în primul rând este ceea ce știți și dumneavoastră se știe dintotdeauna, este un drum de cea mai proastă condiție posibilă, în care e de minune că responsabilii zonei noastre nu pricep că trebuie investit rapid în acel drum, pentru că s-a născut o stațiune pe care nu caută Alba Iulienii din Alba Iulia, o caută o țară întreagă. Deci, nu știu cum să vă spun, inclusiv cetățeni străini găsim pe pârtile noastre și care se bucură de această zonă. Dar accesul, din păcate, este foarte greu. Vă referiți la cei 18 km ai drumului județean 704 de la barajul Oașa până la... Și la acel drum, care, bineînțeles, în momentul în care mai jos ca altitudine este un pic de dezgheț sau ploaie, practic drumul este impracticabil și fără o mașină de teren dotată corespunzător, practic n-ai ce să cauți în zonă și asta ne creează mari prejudicii nouă investitorilor acolo. Dar același lucru putem să spunem și de zona de șosea pe Transalpina, da, între barajul de la Tău și barajul de la Oașa. DN67C, da. Da, este de minune că guvernanții noștri n-au priceput după 2 ani. Lucrările pe Transalpina s-au oprit, practic, domnule Drăgușin, în toamna anului 2012. Din toamna anului 2012 au dispărut și organizările de șantier, au dispărut și materialele care erau stocate pe acel drum. Și ceea ce este incredibil, se degradează ceea ce am făcut. Noi toți, contribuabilii din țara asta, pentru că sunt banii noștri. Iar guvernanții noștri n-au înțeles acest aspect. Nu cred că în momentul ăsta există un stadiu fizic și valoric a acelor lucrări. Nu s-a ținut încă o altă licitație, nu s-a făcut nimic. Deci un dezastru total. Dacă luăm în considerare faptul că Transalpina a fost un succes, din toate punctele de vedere, a fost cea mai tranzitată șosea în ultimii 2 ani. Din punct de vedere al turismului, pentru dezvoltarea stațiunii în Poarta Raiului, Luncile Prigoanei, domeniul schiabil șureanu, deci tot ce ține de zona asta, această șosea este esențială. Deci este un concurs de împrejurări total nefavorabil nou acolo. Odată că statul nu reușește să-și întrețină și să investească mai departe în ceea ce au reușit să facă până la un moment dat, și bineînțeles este și cealaltă porțiune a drumului județean pentru care nu se face chiar absolut nimic, niciodată. Ba chiar aflu cu mare stupoare zilele trecute, am aflat că dezăpezirea nu se poate face de către Consiliul Județean decât vineri, sâmbătă și duminică. Adică nu aveți stațiune, turiști și adică în celelalte stațiune, zile? Ba da, este zona de cazare și se poate verifica foarte ușor.
este plină pentru toată săptămâna. Iar noi avem pârtile deschise, funcționează liniile, instalațiile, iar de câte ori ninge sau bate vântul, trebuie să ieșim cu mijloacele noastre să curățim drumul, pentru că pur și simplu nimeni nu se gândește că stațiunea funcționează și luni, marți, miercuri și joi. În fine, astea sunt micile probleme. Succesul pe care îl avem acolo aproape că pune în umbră celelalte chestiuni și eu consider că nici nu trebuie să-l băgăm în seamă. Cum oricum, n-avem cui să ne plângem, n-avem cui să strigăm necazul nostru, părerea mea este că nici nu mai trebuie să-l pomenim. Probabil că unii vor vedea acest interviu al nostru să stați liniștiți, domnule Drăgușin, nu s-au luat măsuri nici atunci când promiteau în fața presei chestiuni de genul ăsta cu investițiile pe domeniul schiabil șurianu, deci eu nu mai cred în aceste mici promisiuni. Vă propun să trecem acum la un subiect mai frumos, o sărbătoare frumoasă la Șureanu, Sărbările Zăpezii, un eveniment care va avea loc în acest an, în perioada 6-8 februarie. V-am rugat să ne vorbiți puțin despre ce s-a pregătit la această a patra ediție. Da, într-adevăr, așa este, a patra ediție a Sărbărilor Zăpezii pe domeniul schiabil șurianu. Se ține în săptămâna cu vacanța copiilor, în prima săptămână a lunii februarie, ca și în anii trecuți. Și tot așa, mă repet, ca și în anii trecuți, ne-am pregătit foarte bine cu puținele mijloace pe care le avem, dar totuși afluxul mare de turiști pe care îl avem în zonă. Și în paranteză vă spun că nu se mai găsește niciun loc de cazare nicăieri, atâția turiști vin pentru Sărbările Zăpezii. Au fost un succes în anii trecuți și o sper să fie un succes și pentru acest an, pentru că avem jocuri multiple pentru copii, toate tipurile de concursuri posibile, de la, sigur, schi, săniuță, snowmobil, snowboard, tot ce ține de partea asta de sporturi de iarnă, muzică, concerte live, focuri de artificii. Ei, un ambient întreg de iarnă. Avem norocul, cum vă spuneam ceva mai devreme la începutul discuției noastre, că zăpada e în abundență. Chiar ar trebui să spunem, uite, o chestie interesantă, știi, dacă ar trebui să creăm acum, știi, așa, un fel de reclamă pentru zonă, domeniul schiabil șureanu, veniți și schiați pe zăpadă, că în alte părți în țară se schiază doar pe zăpadă artificială, la noi se schiază pe zăpadă adevărată. Zăpadă căzută din cer, da, am văzut, stratul este considerabil. Chiar așa. Sper ca sărbătoarea de săptămâna cealaltă să fie un succes pentru noi. Vremea să țină de asemenea cu acel loc și să nu avem tocmai atunci viscol, să zicem că în ultimul timp am avut parte de câteva zile de viscol. Bineînțeles, sper din tot sufletul să nu avem parte de accidente, lumea să respecte tot regulamentul care se impune pentru aceste tipuri de concursuri și jocuri. Și să aducă un plus de imagine pentru acel loc. Din păcate, Sărbările Zăpezii, am înțeles că nu se țin la Rieșeni în anul ăsta. Nu știu, s-au ținut anul trecut? Nu cred că s-au ținut nici anul trecut. Deci este un mare păcat că județul Alba are practic două domenii schiabile. Și pe cel mai vechi și cel mai cunoscut nu se mai țin Sărbările Zăpezii. Un mare păcat pentru noi, pentru Alba Iulieni, pentru imaginea asupra județului nostru, pentru imaginea asupra turismului montan. Noi totuși vom ține aceste sărbări ale Zăpezii și sper să ne ajute Dumnezeu să le ținem și de acum încolo în fiecare an. Probabil că și o pondere considerabilă a celor din județul Alba care iubesc sporturile de iarnă se concentrează către Șureanu, în ciuda dificultăților pe care le ridică accesul. Fiind mai multe pârtii, trei linii de ridicare. Am discutat și mai înainte, deci un iubitor a sporturilor de iarnă și cel care a descoperit odată această zonă se întoarce și vine în continuare indiferent de condițiile de drum. Și eu mă duc cu plăcere și sunt convins că și dumneavoastră mergeți cu plăcere oriunde vă face plăcere să ajungeți, indiferent că parcurgeți cu o oră și jumătate mai mult traseu, că mergeți la pas, că de multe ori se impune să mai ieșiți dintr-un șanț, că vreți, nu vreți, vine o mașină din față și ajungi într-un șanț, pentru că nu există posibilitatea să treacă două mașini una pe lângă alta, dar după ce ai ajuns acolo te bucuri, ești în rai, adică e o zonă mirifică. Domnule Daniel Sabău, vă rog să ne spuneți dacă aveți parteneri, alte instituții implicate alături de dumneavoastră în organizarea acestui eveniment, Sărbările Zăpezii.
Nu, sărbările zăpezii sunt organizate doar de noi, de firma noastră, deci pe domeniul schiabil Șurianu, și pe parcursul anilor am avut ajutorul hotelierilor. Nu anul trecut și anul acesta nu solicităm ajutorul nimănui. Deci este doar imaginea noastră, munca noastră acolo și în același timp bucuria noastră. Vă invit cu mare drag să participați la sărbările zăpezii, invit pe toți telespectatorii dumneavoastră, pe Alba Iulieni în special, ca și pe toți ceilalți turiști care își doresc să se bucure câteva zile pe domeniul schiabil Șurian. Domnule Daniel Sabău, vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Succes în organizarea acestui eveniment frumos, să dea Dumnezeu ca la Șurianu să țină zăpada mult, să fie consistentă și cât mai mulți turiști să se bucure de ce are de oferit acest loc binecuvântat și minunat din județul nostru. Vă mulțumesc, domnule Drăgușin, și vă aștept. Sper că participați la unul din concursuri, nu? Sunteți schior? Nu sunt schior, dar am început deja să schiez chiar pe domeniul schiabil Șurianu și pot să spun că e doar un început. Sunteți modest atunci, domnule Drăgușin, pentru că din moment ce v-ați pus schiurile în picioare pentru prima dată, sunteți schior. Vă mulțumesc. Vă consider schior. Vă mulțumesc foarte mult. Sper să fiți clientul nostru tot timpul și de acum. Cu siguranță, doamnelor și domnilor, l-am avut alături de noi pe domnul Daniel Sabău, reprezentant al domeniului schiabil Șurianu. Am vorbit despre această stațiune deosebit de frumoasă din țara noastră și despre evenimentul care va avea loc acolo în perioada 6-8 februarie, ediția 4-a sărbărilor zăpezii. Vreau să mai punctez o singură chestiune, vă rog. Domnule Drăgușin. Dacă vom avea sănătate în viitorii ani, domeniul schiabil Șurianu și Poarta Raiului, ca zonă de stațiune, va fi cea mai deosebită stațiune a țării și cea mai căutată stațiune a țării. Spun asta, probabil că trebuie să ne mai audă și cine ar trebui să ne audă. Să dea Dumnezeu. Vă mulțumim și noi, doamnelor și domnilor. Încheiem aici acest interviu. Sunt Emanuel Drăgușin. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți alături de Alba TV. Între 6 și 8 februarie vă așteptăm la Șurianu. Sărbările zăpezii au ajuns la cea de-a 4-a ediție. Concursuri de schi și snowmobil, distracție cu ping și pong, coborâre cu torțe, foc de tabără, focuri de artificii, concerte muzicale, toate acestea la sărbările zăpezii, 6-8 februarie la domeniul schiabil Șurianu. Fantastic.